Moldova și în România sunt și lecții de istorie. Deci lecții de literatură, lecții de istorie. Și eu pare foarte bine că lumea citește. Iată, mi-am mai adus o carte și am adus-o, am adus câteva cărți de Elena. Nu vă întreb, scris primăvara. Nu știu dacă ați citit-o. Am avut foarte multe lansări și cu această carte în luni de martie aprilie. Și am fost la liceu Ion Crean din Chișinău, o fată din clasa a cincea îmi spune, am citit cartea de 5 ori. Dar de ce ai citit totul de 5 ori? Că trebuie să o citești o singură dată. Nu, eu prima dată am citit-o din curiozitate. A doua oară am citit-o ca să o înțeleg. A treia oară am citit-o ca să o înțeleg mai bine. A patra oară ca să o analizez și a cincea oară din plăcere. Deci a cincea oară din plăcere. Adică o carte trebuie înțeleasă. Și lucrul care m-a bucurat pe mine enorm, dragi copii, este că copiii noștri citesc. Eu am descoperit pentru mine, când lansez tema pe o casă, în Republica Moldova, în foarte mulți cititori de proză. Eu am peste 70 de cărți, am avut foarte multe lansări de poezie. Dar pentru poezie spuneam, practic este mai greu să pătrunzi poezie, trebuie să ai și o pregătire, să ai imaginație. Și eu spuneam, este neapărat nevoie să scrii versuri, ca să poți analiza cu poezie. Proza este mai accesibilă, mai democratică. Dar iată și aici am descoperit copii care pot pătrunde în subtext, care pot citi metaforă pentru că și tema pentru acasă este o metaforă. Și iată pare foarte bine că copiii noștri citesc. Noi am fost o generație norocoasă, ăștia noi mai în vârstă. Noi n-am avut televizor, noi n-am avut internet. Noi am avut cărți. Noi am crescut la cărți. Și eu spuneam și cu altă ocazie. Eu m-am născut, dragi copii, într-o bibliotecă. Eu când am deschis ochii, am deschis niște cărți. Țin minte și acum. Foarte multe cărți în casa bunicilor în care m-am născut. Cărți pe sub masă, cărți pe sub pat, cărți în pod, cărți în casa mare. Foarte multe cărți. Ce se întâmplă asta? Eu m-am născut în casa bunicilor mei și părintele Serafim Damișto, stareț în Mănăstirii Sloții, înainte de a fi arestat, simțea că va fi arestat, a salvat uriașa bibliotecă a mănăstirii, aducându-o la bunicii mei în casă. Și ne jucam pe acele cărți. Țin minte și acum, toate jocurile noastre, erau, noi clădeam cărți, clădiri din cărți, făceam biserici din cărți. Și când vinea cineva în ospiții la bunicii mei, mă prefăceam că citesc, deschideam vreo liturghie sau vreo evanghelie și citeam Vasilicu și cu Ionicu s-au dus azi la fântână. De care se uitau oaspeții bunicii sau bunicului și se zice, oh, ăsta cât de mic știa este, nu știa asta. Dar făcea să improvizeze. Și primul alfabet pe care l-am însușit a fost alfabetul latin. Bunica m-a învățat să citesc cu alfabetul latin, cu Biblie povestită pentru copiii tăi la București. Și când m-am dus în clasa 3, primele luni, nici nu de 1, dar de 2, dar de 1, le-am luat, confundam literele acelor alfabete. În loc de, eu știu, țin minte și acum, dor de lene, eu citeam mintop de lene. Cuvântul lui, da, este a spunea că e dor, dar eu citeam mintop. Alte cuvinte, tot îi curcam acolo și mă duc la bunica și îi spun, bunică, alfabetul măcare nu este bun. Care nu este alfabetul vostru, nu este bun, asta este alfabetul nostru. După aceea, când am zis eu câți două alfabete, eram ele bună, învățam bine, și clasa 1 se apropia ziua Armatei Sovietice, 28 februarie, și învățătorul nostru, Nicolae Cucu, din transmisie, venit, îmi spune, Nicolae, să spui o poezie cu Armata Sovietică, de scena clubului de sat. Dar de unde se ia? De sărte la taie, cred, o poezie. Caut la tata, n-am găsit. Dar mi-am adus aminte de cărțile curte de la bunica. Și m-am dus acolo, deschid revista Luminătorul din 1942 și găsesc cu poezie Armata Română. Un copil de 7 ani nu preface distinții între Armata Sovietică și Armata Română. Eu credeam că ce e așa, și de ce l-am făcut și am spus poezia. Iar și acolo mi-a adus aminte, n-am uitat o poezie frumoasă, o să văd convins să acum ați văzut la mine. Armata Sovietică, dragi feciori ai țării mele, stați de pază la hotare, noi cu regele în frunte, facem România mare. Am citit acea poezie, sala a aplaudat furtunos. Tata după aceea îmi spune, învățătorul meu sunt mic.
De unde ai învățat cuvântul? De la bine. Să nu mai spun. Nu înțelegeam, de ce să nu spun? Am avut succes, ba mai mult. În zilele imediat următoare, când mă duceam la școală, treceam lângă magazinul sat și nu mai vedea un om mai în vârstă, îmi spunea, măi, ți-e greu de coacere. Ia spune poezia ce-i parlata să vei. Vreau la capăt, dragi, ai țării de... Abia mai târziu am aflat că cele două armate nu sunt așa ceași, că sunt armate diferite. Eu am o atitudine sacră față de cărți, față de carte în genere, și pentru că am crescut între cărți bisericești, pentru că m-am învățat să citesc la ele, dar am mai avut tot în copilăria mea o întâmplare foarte interesantă legată de carte. Părintele Serafin David, la unchiul meu, a fost arestat de